Pe 6 martie, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Brodina, județul Suceava, a fost desfășurată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Straja, mai multe persoane care transportau colete voluminoase. Imediat, polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea persoanelor, moment în care acestea au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul ucrainean. Deoarece persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, polițiștii de frontieră au tras 6 focuri de avertisment în plan vertical. Cu respectarea prevederilor legale, însă, nici de această dată cei în cauză nu s-au oprit. Imediat au fost anunțate și autoritățile ucrainene despre caz în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră. La fața locului au fost descoperite mai multe colete cu țigări de proveniență ucraineană care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 7050 pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Țigările, în valoare de 82.485 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, la final urmând a se lua măsurile legale ce se impun.